Binecuvântat să fie Cel care a murit pentru noi. Amin. Dovada dragostei lui Dumnezeu pentru lumea întreagă, așa cum recita fetița versetele de aur ale Scripturii. Slăvit să fie Domnul. Amin. Am promis marți că voi aduce salutul Bisericii Betel din Arad și frații care au știut de venirea mea m-au rugat să transmit acest salut din 2 Cronici, capitolul 15, versetele 2 și 7. Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu El, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Amin. Amin. Noi credem în această răsplătire a lui Dumnezeu. Noi credem că El ne are în evidența Lui și credem că tot ce se întâmplă în viața noastră vine de la El. Stimați ascultători, pentru că am văzut, am povestit cu frați, cu surori și la Montreal și aici, am văzut că este multă suferință și în România și în Franța, unde am fost la fetița mea în Paris. Este multă durere, mult necaz și mi-am dat seama că cei mai mulți nu avem o noțiune clară despre suferință. Nu știm ce se întâmplă, de ce. Cei mai mulți suntem tentați să întrebăm de ce, Doamne. Oamenii Scripturii nu au întrebat de ce, ei au întrebat până când, așa cum era și Psalmul 74, până când, Doamne. De aceea aș vrea în această seară, atâta că Dumnezeu mă ajută și îmi va da putere, vreau să ne uităm în cuvântul Domnului, nu cu pretenția că am descoperit eu adevărul sau eu sunt ultimul om care mai vorbește de Scriptură, nu, toți avem lumina lui Dumnezeu și vreau doar să vă determin împreună să ne uităm în Scriptură, să înțelegem ceea ce trebuie să înțelegem. În primul rând, noi nu înțelegem care este ordinea corectă a lucrurilor. Noi prețuim și punem preț pe anumite lucruri, pe anumite stări, le punem pe primul loc în viața noastră, dar înaintea lui Dumnezeu nu aceasta este ordinea. De exemplu, știți că au adus un slăbănog la Domnul Iisus, l-au coborât pe acoperiș, pe tavan, așa aveau ei casele, n-a putut să-l aducă cei patru prieteni nici pe ușă, nici pe la geam cumva și au spart tavanul și l-au adus în mijlocul adunării și Mântuitorul a văzut credința celor patru. Dar spre uimirea noastră, deși cei patru l-au adus pentru vindecare, deși în mintea lor trupul care era neputincios, era pe primul loc, Domnul Iisus a lăsat părerile celor din jur și s-a ocupat de ceea ce era mai important, de sufletul lui. Și înțelegem din scena aceea că sufletul este mai înainte și este în fața trupului. Noi iubim trupul și vrem să fim vindecați, dar Domnul Iisus este foarte interesat, sigur, vrea și să fim sănătoși, să nu mă înțelegeți greșit, dar pe primul loc înaintea lui Dumnezeu este sufletul. Sufletul este mai înainte de trup. Aceasta este ordinea corectă. De asemenea, problema vindecării. Participăm la ungeri cu un de lemn. Suferim alături de cei care sunt îndurerați. Și constatăm din Psalmul 103, cu versetul 3, că alta este ordinea. Nu vindecarea e pe primul loc. Și spunem Psalmul 103, El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Deci pe primul loc și înainte, cu prioritate, este iertarea. Mai întâi este iertarea și apoi vindecarea. De aceea, stimați ascultători, știu că
nu vă vine bine, nu vă cade bine atunci când se roagă frații pentru vindecare, că vă întreabă și eu folosesc cuvinte șlefuite să nu jignesc pe cel care este în suferință și folosesc așa termeni mai îndulciți. Soră, frate, dacă ai ceva pe inimă, dacă vrei să ne spui ceva, dacă te apasă ceva, și cu finețe o facem ca omul să înțeleagă că este nevoie de iertare. E posibil să fie întrerupt firul de legătură, pentru că Cartea Sfântă spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Și oricât v-ați ruga, spune Domnul în cartea profetului Isaia, nu vă ascult. De aceea este foarte important să știm că este întâi iertarea și apoi vindecarea. Să nu vă deranjați dacă frații slujitori vă întreabă și dacă așteaptă cu răbdare să vă faceți și o mărturisire, să nu vă fie greu. E mai simplu, e mai ușor, e mai eficient dacă omul își face mărturisirea și își deapănă un pic trecutul și cere o iertare de la Dumnezeu. El este Cel care ne acordă iertare. La tine este iertare ca să fii de temut. Dumnezeu să ne ajute. Ei bine, tot în ordinea aceasta trebuie să privim lucrurile în ordinea importanței lor și când este vorba de suferință. Ea are prioritate. Cei 12 Emaus erau foarte nedumeriți ce s-a întâmplat în Ierusalim și povesteau, și străinul, ca să folosesc termenul de acolo, s-a apropiat de ei și a spus: dar ce vorbiți așa cu foc? Ce sunt cuvintele acestea care le schimbați între voi? Ce nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Ce s-a întâmplat? Ce ne uimește Domnul prin atitudinea Lui. A uitat tot ce a fost, rănile, coroana de spini, loviturile, le-a uitat toate. Dar ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret? Noi am crezut că este un proroc tare în fapte și cuvinte. Ba, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire că ar fi văzut o vedenie de îngeri care spuneau că a înviat și bâșbăiau bieții ucenici și nu știau ce se întâmplă și erau atât de debusolați în momentele acelea. Și Domnul Iisus le spune niște cuvinte deosebite pe care le folosesc în această seară ca să stabilim ordinea corectă a lucrurilor. Nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce a spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul și apoi să intre în slava sa? Și Petru ne spune tot așa în pasajul care l-am citit: bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Întâi este suferința și apoi slava. Întâi trecem prin necazuri, dureri, cu lacrimi, cu oftat, cu durere în suflet, poate cu nopți nedormite, cu lacrimi, cu rugăciuni, trecem prin suferință ca să avem parte și de slavă și de mântuire. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin, amin. De asemenea, iubiți frați și surori, atunci când vorbim despre această problemă a suferinței, o problemă sensibilă, așa cum vă spuneam, avem atacuri din partea celui rău. Și am văzut în Scriptură, în câteva locuri în Scriptură, când a apărut diavolul într-un dialog, într-o împrejurare, într-un context anume, el pozează ca cel care vrea să ne ajute, el pozează ca cel care ne compătimește. A venit în grădina Edenului la Eva și a spus: Dumnezeu nu vrea să fiți ca El și știe că dacă o să o mâncați, o să vi se deschidă ochii și veți cunoaște binele și răul. Cu alte cuvinte, eu vreau să te ajut, Eva, și vreau să-ți vin în ajutor și îți vreau binele și uite ce frumos e pomul și hai, mănâncă! Și Eva s-a uitat spre pom, a luat de bun ce a zis diavolul, care a ademenit-o,
care i-a trezit curiozitatea și a determinat-o să calce porunca Domnului. Diavolul a pozat ca cine? Ca cel care este interesat de binele și de lărgirea orizontului și așa mai departe. A venit la Domnul Iisus după 40 de zile de poș și rugăciune în legătură cu cerul. Sigur că arăta rău, slăbise, lipsitoare cum de putere, și vine cel rău. Dar tot așa deghizat într-o persoană care este interesată de imaginea Fiului lui Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, trebuie să mănânci repede, poruncește ca pietrele acestea să facă pâini, pentru că Mântuitorul îi dă un verset și cred că dialogul a fost așa tet-a-tet, față în față, îi dă un verset care arată că nu mâncarea e pe primul loc. Că diavolul parcă ar fi vrut să urgenteze, să aducă mai repede momentul mesei și poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Tu nu vezi cum arăți, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu nu vezi cum arăți. De aia ai venit în lumea aceasta. Parcă ar fi vrut să-i spune, să-l provoace. Este scris, a spus Mântuitorul, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului. Când este vorba despre post, stimați ascultători, vine cel rău și spune, o, tu nu poți să postești. Cu tine doare stomacul, cu tine doare capul, slăbești, ai probleme cu rinichii. Fiecare își are problemele lui atunci când postește și cel rău de asemenea caută să ne compătimească, așa face pe sensibilul și cât este de pătruns el de suferința noastră. Și în Isaia 58, asta m-a mirat, de ce Domnul a spus aceste lucruri în cartea profetului Isaia, în capitolul 58, unde este un capitol dedicat postului, pentru a combate această provocarea celui rău, pentru a spune celor care, sigur, sufăr când postesc, este greu, nu comentez eu lucrul acesta, dar dacă te gândești la trupul tău și la mădularele tale, iată că Domnul spune în Isaia 58, dacă aduci un post plăcut Domnului, care nu este o povară, care este o zi plăcută Domnului, care te închini Domnului, cugeți la cuvintele lui Dumnezeu, Domnul este desfătarea ta, spune Isaia 58, Domnul te va călăuzi neîncetat, versetul 11 din Isaia 58, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Slavă Domnului! Nu ne topim dacă ținem o zi de post. Nu primiți șoapta celui rău că, vai, ce o să fie cu tine și tu nu-ți dai seama, te îmbolnăvești, nu te îmbolnăvești. Am cunoscut o soră care s-a pocăit mai târziu, era centralista la locul de muncă unde am fost, în Arad, și ea îmi spunea, frate Fedor, eu m-am pocăit mai târziu și până m-am pocăit, așa am avut niște dureri de stomac și probleme. După ce m-am pocăit, spunea ea, și am avut o zi de post pe săptămână, totul s-a reglat în organismul meu. De aceea, dacă vine vreo șoaptă de genul acesta și dacă cel rău va încerca să vă ademenească cu ideea aceasta că îi va e foarte greu și se distruge organismul, să nu-l credeți. El, Dumnezeu, va da din nou putere mădularilor noastre. Numele Lui să fie binecuvântat. De aceea aș vrea să înțelegem și să contracărăm șoapta celui rău. Și când este vorba de suferință, vine și cel rău. Dar ce face cel rău? Vine să te destabilizeze. Nu te mai iubește Dumnezeu. Tu nu vezi că numai tu suferi. Suferința este prea mare pentru tine. Degeaba se aude sau se spune că Dumnezeu e dragoste și vine la tine cu șoaptele acestea. Eu am găsit în plângerile lui Ieremia, și o să vă citesc, stimați ascultători, eu când am citit plângerile lui Ieremia,
Capitolul acesta, o să vă citesc imediat, capitolul 3, când am citit plângerile lui Neemia, capitolul 3, mi-am dat seama că aceasta este starea omului care trece prin suferință și căruia diavolul vine și îi aduce niște stări așa complexe, niște stări așa de durere profundă și parcă vine să îi îndrepte gândirea spre un Dumnezeu care nu iartă, spre un Dumnezeu sadic, spre un Dumnezeu peste măsură de aspru și așa mai departe. Vă citesc numai așa repede, dar concentrat, tot ce spune omul care trece prin suferință. Chiar așa și începe pasajul acesta, plângerile Ieremia, capitolul 3. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric, nu în lumină, numai împotriva mea. Așa ni se pare nouă, că numai noi suferim. Numai cu mine are treabă Dumnezeu. Numai împotriva mea își întinde și întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpădit carnea și pielea, mi-a zdrobit oasele, a făcut zid împrejurul meu, m-a înconjurat cu o travă și cu durere. Mă așează în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu mai ies. M-a pus în lanțuri grele. Să tot strig și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea. Strig ziua, Dumnezeule, și nu mă ascult, strig și noaptea și tot n-am odihnă. Dar știți ce spune psalmistul în continuare? Totuși, Tu ești cel sfânt. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Când vine Duhul lui Dumnezeu, ne înviorează cu gânduri din Scriptură, cu cuvinte de Scriptură. Continuăm mai departe. Mi-a stupat calea cu pietre cioplite, mi-a strâmbat cărările. Cum Dumnezeu strâmbă cărările? Ce vreau să vă spun, iubiți ascultători? Când noi punem pe GPS o adresă și nu ascultăm de GPS și în loc să o luăm la dreapta, mergem înainte, ce face GPS-ul? Te întoarce. Reconfigurare. Ți se pare că strâmbă cărarea, te obligă să o iei ca să te întorci la calea cea dreaptă. Dumnezeu nu ne strâmbă cărările, ci vrea să ne aducă pe drumul cel drept, numele Lui să fie binecuvântat. Dar așa îi se pare omului care este în suferință. Mi-a strâmbat calea, cărările, mi-a bătut căile, versetul 11, și apoi s-a aruncat spre mine și m-a pustit. Și din mai departe, parcă crește în amplitudine, crește așa în intensitate starea acestui om tot mai deznădăjduit, tot mai apăsat. Și a încordat arcul, m-a pus țintă săgeții lui, în rinic mi-a înfipt săgețile din tolba lui, am ajuns de râsul poporului. Nu e adevărat, fraților. Biserica nu râde de suferința mea. Biserica nu râde de suferința ta. Vai de cel care își permite să zică în sinea lui, așa îi trebuie. Sau bine i-a făcut Dumnezeu, nu facem din astea, să fim înțeleși. Da, m-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat de pelin, mi-a sfârmat dinții cu pietre. Hai să fim serioși. Chiar așa să se exprime. Da, citim mai departe. Mi-ai luat pacea, nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nici o nădejde în Domnul. Depresiune, groapă adâncă, omul este într-o stare de deznădejde profundă. Vine cel rău să vă aduc aceste șoapte, dar vine Duhul lui Dumnezeu și spune în cuvântul Domnului, iată ce mai gândesc în inima mea, versetul 21, iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt. Ce minunat! Slăvit să fie Domnul! Aș vrea, stimați ascultători,
să înțelegeți și să recepționați șoapta celui rău și să faceți diferență. A venit nevasta lui Iov. A venit nevasta lui Iov și a zis, tu nu vezi cum ești, tu stai tare în neprihănirea ta. Ce ești așa de fixist? Tu tot te ții în continuare în neprihănire. Tu nu vezi că Dumnezeu nu mai este cu tine, te-a părăsit. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Vorbești ca o femeie nebună, a spus Iov. Să fim foarte atenți la șoapta celui rău. Cât ar fi ea de colorată, cât ar fi ea de camuflată într-un fel sau altul, să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. El este îndelung răbdător și bogat în bunătate, El nu ține mânia pe vecie, nu ne ceartă fără încetare, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Și spune acolo în psalm, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Slăviți să fie Domn! Nu primiți această șoaptă, da? Atitudinea ostilă a celui rău. Să avem o ordine corectă în mintea noastră și să știm și să credem și să ne încredem în Dumnezeu pentru că El ne poartă de grijă, numele Lui să fie binecuvântat. Acum, iubiți frați și surori, ce se întâmplă? Suferința poate fi de mai multe feluri. În primul rând, poate fi o suferință pe care noi ne-am creat-o. Un fel de lucru manual, este în România proverbul acela, că ce-și face omul cu mâna lui se numește lucru manual. Este o suferință pe care noi o provocăm. Și spune aici, și Petru face o delimitare. Nu cumva să credeți că dacă suferiți, chiar veți primi și o răsplată. Nu orice suferință va fi răsplătită. Și el delimitează. Dacă suferi pentru Dumnezeu, vei fi răsplătit. Dar dacă cineva sufere, și el spune așa, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș. Bine, frate, dar noi nu suntem dintre ucigași. Ei bine, totuși, Scriptura spune că cel care urește pe fratele său este încadrat și este considerat ca ucigaș înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este deranjat de faptul că noi ne urâm unii pe alții. Și mereu este pomenit cazul acela Cain și Abel. Deci, nimeni să nu fie ca și Esau, nimeni să nu fie ca și Cain, care l-a omorât pe fratele său. De ce? Că faptele lui Abel erau mai bune. Deci, nimeni să nu sufere ca ucigaș, nimeni să nu sufere ca hoț, nimeni să nu sufere ca făcător de rele. Doamne ferește! Dumnezeu să ne ajute să stăm la picioarele Lui, să facem voia Lui și să nu cumva să ne încadrăm în făcători de rele. Și nimeni să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dragi ascultători, fiți foarte atenți, delimitați foarte bine problemele să nu vă amestecați în treburile altuia. Lăsați-le în grija celor care răspund de aceste probleme. Nu vă încărcați cu lucruri care nu sunt ale dumneavoastră. Este proverbul românesc, nu te băga unde nu-ți fierbe oala. Nimeni să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceasta. Apoi, stimați ascultători, sigur, aș vrea să împărțim aceste suferințe, să vedem de ce, ce scop are Dumnezeu că ne trece prin necazuri, prin îngăduie încercări de o natură sau alta. Psalmistul David, el spune în psalm, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. El a văzut și în lucrurile corective din viața lui, a văzut bunătatea lui Dumnezeu. El spune în psalmul 51, împotriva ta am păcătuit și vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David a înțeles.
Ne uităm în Scriptură și vedem că suferința poate fi îngăduită ca încercarea credinței noastre. Așa ne spune cuvântul în Corinteni, în 1 Corinteni, capitolul 3, Pavel spune foarte bine și ne atenționează că lucrarea care o facem noi trebuie să fie încercată. Da? După harul lui Dumnezeu, versetul 10, care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar, înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, fiecare să ia bine seama, nimeni nu poate pune o altă temelie și dacă cineva clădește, sunt două categorii de materiale, trei de o natură, trei de alta, materiale prețioase, da? Aur, argint, pietre scumpe și o altă categorie, lemn, fân, trestie, cel mai ușor se construiește o casă din baloți de paie, repede ai pus, ai construit-o repede să te poți adăposti, știu eu, pentru o seară, două sau știu eu. Dar spune, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Deci Dumnezeu poate să îngăduie o încercare, poate să îngăduie o suferință pentru a verifica, pentru a pune la probă și a vedea ce am făcut până la momentul respectiv. Este legea Lui, este dorința Lui și este normal din când în când să ne încerce. Deci suferința poate să fie îngăduită de Dumnezeu ca probă, ca încercare a credinței noastre. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în picioare. Apoi, suferința poate fi îngăduită pentru creșterea spirituală, pentru creșterea calității. Aurul este curățit prin foc, oțelul este călit în foc și se mărește rezistența prin această călire. Deci, suferința poate să fie îngăduită pentru o creștere spirituală. 1 Petru, capitolul 1, spune așa de frumos Apostolul Petru. De altfel, vă recomand acasă să citiți epistola a doua a lui Petru. Este parcă o epistolă dedicată suferinței. În fiecare capitol, de la 1 la 5, în fiecare capitol se pomenește despre suferință. Citiți acasă, eu am subliniat, am căutat să văd și am constatat și chiar am numit-o epistola despre suferință. Și în capitolul 1 spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, da? Nu ascultăm șoapta celui rău, că Dumnezeu ne-a părăsit, suntem păziți prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Iată, este o suferință pentru creșterea calității, pentru creșterea spirituală. Și va avea ca urmare, așa cum vă citeam, lauda, slava, la arătarea Domnului Iisus Hristos. Întâi e suferința și apoi slava. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, iubiți frați și surori, suferința pentru corectare. Ne corectează. Eu țin minte, sigur nu am păzit oile, dar primăvara, timp de 3 săptămâni în vacanța de primăvară, cele 3 săptămâni, încă nu era formată stâna din sat și noi băieții ieșeam oile bunicilor sau a părinților. Și eu ieșeam cu cele 10 oi care le avea bunicul, 7, 8, 9, 10, cam până la 10, și ieșeam cu colegii așa de joacă cu oile să le purtăm așa pe iarbă. Noi mai făceam și câte un foc. Ne jucam în sfârșit, încercam să transformăm munca care ni s-a dat în ceva frumos. Și atunci când oile, asta vreau să vă spun, când oile vor să iasă de sub control și o iau așa într-o direcție greșită, să duc spre culturi,
Păstorul aruncă toiagul în direcția respectivă, oile se sperie de toiagul acela și se întorc înapoi. Este un aspect, așa cum face și Dumnezeu, de aia vă citam din psalmul lui David, toiagul și nu iaua ta mă mângâie. Păstorul nu dă cu toiagul să rupă picioarele la oi. Le dirigează cu toiagul, dar când o iau într-o direcție, aruncă toiagul în fața lor, ele se sperie și se întorc repede înapoi. Și apoi el ajunge să-și ia toiagul și nu le permite oilor să meargă peste culturi, peste zone interzise și așa mai departe. De aceea, Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră pentru corectare. Și asta o spune Cartea Evreilor. E foarte frumos acest pasaj despre această suferință. Sigur, capitolul 12 în Cartea Evreilor începe cu norul mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, păcatul care ne fășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunul de domnie. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cel ce a suferit. Voi încă nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului, versetul 4, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Slăvi să fie Domn. Deci iată suferința pentru ca noi să ne corectăm, ca noi să ne îndreptăm. Și în final, și mă apropie de încheiere, stimați ascultători, uneori suferim că trebuie să decontăm ceva. Poate vă mirați de ceea ce vă spun. Mântuitorul spune contemporanilor săi, le spune ucenicilor, împacă-te cu părâșul tău câtă vreme ești pe drum. Că dacă ajungi la judecată, va fi mai greu. Nu vei ieși de acolo până nu vei da cel din urmă bănuți. Judecata se va face cu detalii. Pe drum te înțelegi cu părâșul și scapi mai ieftin. Eu știu despre ce vorbesc. Pavel îi spune lui Timotei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecat, iar ale altora vin pe urmă. Adică în timpul vieții noastre, Dumnezeu îngăduie suferința ca să decontăm anumite lucruri care le-am făcut. Și vă citesc în Cartea Corintenilor, pasajul citim la cina Domnului, iarăși iese în evidență bunătatea lui Dumnezeu și faptul că El ne iubește și că sufletul este înaintea trupului, împărăția cerească este înaintea împărăției pământești, viața veșnică este în fața vieții pământești, are prioritate. Iată ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, principiul acesta care îl găsim în Scriptură, Dumnezeu ne vorbește despre aceasta, apostolul Pavel spune așa, din pricina acestor lucruri, versetul 30 din capitolul 11, 1 Corinteni, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, da, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. E mai grea osânda. Suntem pedepsiți acum, pe drum, spre judecată, da? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ce bun este Dumnezeu! Numele Lui să fie binecuvântat! Cât s-a rugat Moise să-L lase să vadă, să intre în țara făgăduită? Și a spus Moise, nu! Nu te mai ruga, nu te ascult, nu vei intra în țara Canaanului. Trebuie să plătești, trebuie să decontezi. Dar fraților, îl vedem pe muntele schimbării la față. Moise și Ilie, alături de Domnul Iisus. A plătit, i-a fost foarte greu în fața poporului. Conducătorul nostru,
păstorul nostru 40 de ani ne-a dus și n-a intrat în țara Canaanului. Foarte greu i-a fost. De-aia Moise a strigat și a spus, Doamne, te rog, te rog, te rog, lasă-mă să intru. Nu se poate. L-a pedepsit atunci ca să fie reabilitat și să-l vedem pe muntele schimbării la față, când a fost un crâmpei din împărăția lui Dumnezeu, când au văzut strălucind slava cerească, ca să ne încurajeze și pe noi că într-o zi vom fi cu El în slavă. Chiar dacă acum trebuie să suferim. Dumnezeu să vă ajute să suferiți în liniște și pace, mulțumindu-Lui Dumnezeu, cerându-I ajutor, că El știe când să întrerupă, să oprească suferința, El știe când să coboare temperatura din cuptor, toate sunt în controlul Lui. Ne iubește cu o iubire veșnică, ne vrea cu gelozie pentru slavă, vrea să ajungem împreună cu Hristos, după ce am suferit puțină vreme, dacă trebuie, așa cum am citit, să ne bucurăm și de slava Lui, arătându-ne împreună cu El. Dumnezeu să vă ajute pe toți și să vă binecuvinteze. Amin.